Iubiții Domnului, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare încă o dată pentru a respecta al Domnului cuvânt. Voi citi doar câteva versete din 1 Samuel, capitolul 30, anume primele 6 versete. Rămânem în același asentiment și gând care mai devreme a fost predicat și continuăm din aceeași carte sfântă să citim 1 Samuel 30 cu versetul 1. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții năvăliseră în parte dimineața zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră Țiclagul. După ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el a ridicat glasul și au plâns până n-a mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dragii mei, în aceste zile care au fost pline de stresuri și de gânduri și de întrebări, cum și ce să facem, de câteva ori acest verset mi-a stăruit în minte. M-am bucurat când, la ultimele programe care le-am avut, fratele Mircea Iancu a citat acest verset sub călăuzirea Duhului Sfânt și, fără să fi discutat eu cu dumnealui sau cu altcineva despre el, am văzut că Dumnezeu întărea acest gând care mie îmi stăruia în minte. David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Și privind la contextul vremilor în care trăim, precum și fratele Gelu amintea, privind acum înspre un sfârșit de an care a fost tumultos cu multe greutăți, am vrea să ne îmbărbătăm în această zi, dragii mei, și să privim înspre Cel care ne poate sprijini și ne poate da stabilitatea chiar în momentele și în situațiile de criză și de mare greutate. Vedeți, dumneavoastră, suntem foarte obișnuiți și dependenți de o stabilitate relativă și de o așa numită imutabilitate în viața noastră, adică ne place ca lucrurile să rămână cum noi le știm. Nu ne plac surprizele. În anumite contexte ne-ar place să fim surprinși, dar relativ vorbind ne place să fie o viață fără multe surprize. Anume, ne-am învățat că dacă mergem dimineața la lucru și cineva îi place să meargă pe la Tim Hortons să-și ia o cafea sau un donut, un Timbit, va vrea să fie deschis precum în fiecare dimineață a fost deschis Tim Hortons-ul. Ar fi destul de supărător ca într-o dimineață, pe la ora 7, când ajungi la drive-thru, să realizezi că s-a închis. De ce? Nu știi nici tu, dar tu știai că trebuia să fie deschis. Surprizele acestea nu ne plac foarte mult. Ne place să fie ceva ce noi știm că întotdeauna merge la fel. Doamne fer, într-un caz de urgență, de va trebui să sun la 911, la serviciile de siguranță, vei vrea să te asiguri că îți răspund ei și nu îți răspunde McDonald's sau altcineva. Ne-am obișnuit să fie acel tipar al normalității. Și nu ne plac prea multe surprize în viața de zi cu zi. Cu toate că ne place o oarecare prospețime din când în când să fie ceva și nou, totuși proverbul românesc rămâne în picioare. Ce e în mână, nu-i minciună. Și atunci ceea ce noi știm, la ceea ce noi ne-am obișnuit, ne place să rămână așa cum am știut și până acum. Totuși, viața este atât de dinamică, dragii mei, încât instabilitatea care noi nu o dorim poate apărea oricând și în orice zi poate să fie zguduită stabilitatea noastră. Anume, ai programare la dentist în două zile să mergi să-ți facă o carie sau o durere la măsia și cu câteva minute, ore înainte de dentist, începi să tușești. Astăzi nici măcar să transpiri n-ai voie, dar mai să tușești. Și acum se pune o întrebare, ce te faci? Doare măseaua, dentistul nu te va lua. Dacă tușești, tușești, de ce tușești? Și acum apare un lucru neprevăzut. Vedeți bine, dragii mei, aceste situații care sunt incerte pot apărea în orice moment al vieții noastre. Atunci se pune o întrebare.
ce ne vom face în momentul crizelor? Sau ce ne vom face în momentul când stabilitatea de care noi avem nevoie sau care noi o dorim începe să dispară? Unde ne vom duce atunci când apar crizele? Unde vom găsi stabilitatea în momentele de criză? În fața schimbărilor bruște, dragii mei, căutăm să avem un factor de echilibru ca să știm cum să ne descurcăm. Anume, în zilele acestea cu COVID-ul și cu greutățile cu care ne confruntăm, vom privi la cei de la guvern să ne dea directive ca să ne ajute, zicem noi, să ne spună ce să facem ca să fim sănătoși, să fim bine. Vom căuta în momente de criză pe cineva să ne ajute. Sau, dacă, Doamne fere, apare o criză financiară, vom merge la bancă să căutăm un line of credit, o extensie la credit card, să găsim soluția financiară pentru momentul de greutate cu care noi ne confruntăm. În esență, noi căutăm pe cineva să ne sprijinim în momentele de criză. Privind la instabilitatea anului 2020, dragii mei, știți foarte bine situațiile cu care ne-am confruntat, aceste zile mai dificile care au apărut. Inițial gândeam că este doar un virus localizat în China. Mai apoi, apărând și pe meleagurile noastre, am început să ne întrebăm la ce scară ne va afecta. Și uitați bine că de 9 luni de zile această ciumă nu mai pleacă de la noi, ba încă parcă se întețește greutatea, apoi se slăbește, apoi parcă iară vine al val. Și ne întrebăm în aceste momente de instabilitate, privind acum spre anul 2021, ce ne vom face? Unde vom găsi stabilitatea în fața crizelor care, desigur, încă vor mai apărea? Și, dragii mei, vreau să vă spun, acestea sunt doar începutul durerilor. Nu că ne-ar place nouă să fie vremi grele și vremi dificile, dar Biblia spune că vor veni cu adevărat vremi grele. Acestea, dragii mei, când încă ai confortul casei tale, încă ai mâncare și, într-o oarecare măsură, poți merge la lucru cu anumite restricții, totuși este o mare binecuvântare, scumpii mei, că anumite libertăți ni s-au restrâns pentru o perioadă de timp. Aceasta este un inconvenient foarte mare, dar vreau să vă spun, lucruri grele încă vor veni. Acestea sunt doar începutul durerilor. Și atunci se pune o întrebare în fața acestor crize, dragii mei, unde vom găsi stabilitatea, răspunsurile și ajutorul în momentele de nevoie? Bazat pe acest pasaj în această zi, aș vrea să intitulăm acest mesaj, dragii mei, stabilitatea în vremurile de criză. Stabilitatea atunci când apar momente de greutate, stabilitatea în vremurile de criză. Și am privit la versetul 6, ultima parte, și a fost un cuvânt de mare întărire pentru mine în aceste zile și aș vrea și pentru dumneavoastră să fie de asemenea. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Începuturile lui David, dragii mei, au fost tot atât de minunate cât au fost zbuciumate. Dacă privim în decurs de 2 ani ai împărăției lui Saul, vedem o ascensiune dar și neanticipată a lui David, dar și multe greutăți care acest om tânăr le-a întâmpinat în viața lui. Întoarceți împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 12 și 13, când la un moment dat vine acest om al lui Dumnezeu, Samuel, și îl unge pe David împărat, cu toate că Saul era împărat în Israel. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Observăm că David este un împărat, are acum un viitor promițător în față. Toate drepturile împărăției aveau să ajungă în mâna lui. Dar totuși, Saul este împărat. Mai apoi, îl vedem că este ales ca și cântăreț al lui Saul pentru momentele de criză. 1 Samuel 16, cu versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi: găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitorii lui a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. El este un om tare și voinic, un războinic, vorbește de bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Și ajunge David să fie în slujba lui Saul cântând din harf, atunci când veneau momentele dificile peste Saul și duhul rău, când cânta David, fugea.
de la Saul. Vedem că David începe să ajungă la un rang tot mai înalt. Mai apoi îl vedem pus în sloganurile vremii în urma unei bătălii crunte cu un mare uriaș care nici de cum nu putea să fie bătut. Intră în luptă, îl biruie, mergând pe numele Domnului Dumnezeului său, iar mai apoi, în urma acestei mari biruințe, în sloganurile vremii, dacă vreți, în advertising-ul vremii, apare numele lui David. 1 Samuel 18:7, femeile care cântau și răspundeau unele altora ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Și, dragii mei, această sintagmă veți mai găsi și în următoarele pasaje. Se observă ca un slogan al vremii, David a bătut zecile de mii. David era un om extraordinar și îl vedem că încetul cu încetul urcă pe scara ierarhică. Ba mai mult, la un moment dat devine chiar ginerele împăratului. 1 Samuel 18:27, David s-a sculat, a plecat cu oamenii lui și a ucis 200 de oameni dintre filisteni, a adus prepuțurile și a dat împăratului numărul întreg ca să fie ginerele împăratului. Atunci Saul i-a dat de nevastă pe fiica sa Mical. Și Mical zice mai departe că îl iubea pe David. Ajunge ginerele împăratului și observăm ascensiunea lui David. Dar la un moment dat, din cauza lui Saul și a geloziei sale, David acesta, care avea un viitor promițător, ajunge să fie în pericol. 1 Samuel 19:8. Războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei. Le-a pricinuit o mare înfrângere și a fugit dinaintea lui. Atunci, Duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. David cânta și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat noaptea. De aici înainte, observăm o continuă luptă între Saul și David. Și David, care avea acel viitor promițător, ajunge acum să fie zguduit din cauza acestor amenințări ale lui Saul. Ba mai mult, dragii mei, observăm că o ceată de haiduci se alătură lui David și vin pe lângă el. 1 Samuel 22:2. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau cu nemulțumiri, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Mai târziu, această ceată de haiduci nemulțumitori ajunge la 600. Și gândiți-vă ce fel de oameni avea David pe lângă ei. El, ăia cu datorii, ăia cu probleme, ăia lungați de acasă, ăia nemulțumiți de sistem, de împărat, de toate cele, nu era cea mai favorabilă trupă. Dar oamenii aceștia, desigur luptători de felul lor, se alătură lui David și David devine căpetenia lor. Și, dragii mei, se observă o serie întreagă de lupte de aici. Merg în peșteră, vine Saul, îi taie colțul mantaiei lui, mai apoi scapă din mâna lui, apoi din nou îl găsește pe Saul și nu-l omoară și de multe ori în primejdie de moarte. Într-o zi, flămând fiind, se gândesc să omoare casa lui Nabal. Oamenii aceștia, dintr-o peșteră, dintr-un pustiu în altul, alungați încoace colo. Și în final, în urma unor biruințe mari, ajung rezidenți temporari în țara aceasta numită Țiclag, în care domneau filistenii și îi găsesc și ei un colțișor de liniște. Saul nu-i mai urmărește, apare liniște și pace și în final au și ei un pic de liniște și de răgaz. Și totuși, dragii mei, în momentele când li se părea și lor că viața este mai bună, deodată apare o criză extraordinară. Când pleacă la luptă, apare o trupă de amaleciți, le iau tot ce au acumulat în anii aceștia, omoară, sau mai bine spus, dau foc Țiclagului, îl ard până în temelii, măcar că nu omorâsele pe nimeni, au luat ostatici și bărbați, și femei, și copii, și acești luptători cu David, cu cei 600 haiduci, rămân într-o criză groaznică. Ba mai mult, pentru că erau haiduci de altfel, ce să facă? La momentul crizei, s-o moare pe căpetenia lor. Și s-au gândit să-l omoare pe David cu pietre. În toată strâmtoarea aceasta, dragii mei, care a văzut o serie de evenimente succesive cu rapiditate petrecându-se,
Îl vedem pe David într-un stres groaznic, dar în loc să facă David atac de panică, în loc să intre în criză, să ia medicamente de stres și de depresie, David face un lucru interesant. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. E bine, dragii mei, în această zi, privind la 2020 cu succesiunea rapidă de evenimente ciudate care au trecut pe lângă noi și privind la 2021 cu multele necunoscute care ne stau în față, eu aș vrea să realizăm, dragii mei, că singura stabilitate în crizele vieții o vom găsi în Domnul Dumnezeul nostru, pentru care spune mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, nu avem altă siguranță afară de a ne întoarce către Dumnezeu. Și mi-am pus o întrebare, pentru că și eu, ca și David, și dumneavoastră, ca și David, deseori ne confruntăm cu atâtea instabilități, dar la o succesiune rapidă, una după alta. Astăzi ne spune că ne închide, mâine ne dă voie, apoi ne spune că nu avem voie să mergem la magazin, după aia ne forțează cu vaccinul și în față la atâtea crize se pune o întrebare, dragii mei, ce să facem? Cum să răspundem? Cum să rămânem în picioare și cu mintea limpede? Atâți oameni bolnavi de depresie, atâți oameni cu mintea afectată de atacuri de panică din cauza acestor situații, cum rămâne omul lui Dumnezeu în picioare în fața acestor crize? David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul său. Ei bine, dragii mei, am privit în textul acesta și am observat 5 lucruri care trebuie să le facem atunci când ajungem în momentele de criză. În primul rând, să ne sprijinim pe Domnul. Nu este nimic mai greu decât a lua decizii în momente de criză. Vă spuneam cu ceva timp în urmă că fondatorul companiei Facebook și CEO-ul acestei companii, Mark Zuckerberg, dacă ați fi sesizat careva care ați urmărit îndeaproape lumea tehnologiei, ori de câte ori a fost o conferință sau a mers undeva sau a dat un speech pe undeva, era îmbrăcat cu aceiași blugi și același tricou gri. Și a fost întrebat într-o zi de ce se îmbracă în fiecare zi la fel. Același tricou gri și aceiași blugi. Desigur, un om cu miliarde de dolari în cont ar fi trebuit să poarte ceva Armani sau cine știe ce firme, haine de marcă. Și totuși omul acesta se îmbracă foarte simplu în fiecare zi. Răspunsul a fost uluitor. Eu trebuie să iau atâtea decizii în fiecare zi și să mai iau o decizie în plus. Cu ce să mă îmbrac în fiecare dimineață îmi consumă prea mult din capacitatea mentală. Mai degrabă am același stil de haine și în felul acesta toată capacitatea și puterea mea mentală o asigur pentru deciziile care trebuie să le iau. Cei ce cercetează neurologia vor pot confirma ce înseamnă a lua decizii. Este un consum psihic foarte mare. Dar mai mult, când ești în momente de criză, dragii mei, vreau să vă spun că este cu atât mai greu să iei decizii bune atunci când ești constrâns. De aceea, dacă priviți la președinții lumii, în momente de război sau de criză, veți vedea aceea camera situației, cum este numită, în care consilierii de cel mai înalt rang sunt alături de președinte, ca împreună să decidă ce să facă. Niciun om nu poate sta în fața acestor greutăți și să ia decizii de unul singur. Și priviți la greutățile lui David. Nu are pe nimeni pe lângă el. Prietenii lui l-au părăsit, familia nu este cu el. O ceată de haiduci vor să ia viața. David a fost în mare strâmtoare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet pentru fiii și fiicele lor. Și deodată David rămâne de unul singur. Cu cine să se sfătuiască ca să ia o decizie? La cine să sune ca să găsească un răspuns? Dar David s-a sprijinit pe Domnul Dumnezeul lui. Dragii mei, am învățat din Sfânta Scriptură că Domnul Dumnezeul nostru este un mare sprijin în nevoi. Psalmul 46 cu versetul 1. Dumnezeul nostru este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Măriți să fie numele Domnului. Fie greu, fie situație dificilă, vreau să vă spun, Dumnezeu nu ia pauză, Dumnezeu nu se culcă, Dumnezeu nu pleacă în vacanță, Domnul este întotdeauna cu noi și noi zicem lăudați să fie Domnul. David s-a sprijinit pe Domnul Dumnezeul său, dar se pune o întrebare.
noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Cum să ne sprijinim pe El? Că noi nu-L putem vedea cu ochii noștri, nu-L auzim cu urechile noastre. Cum să ne sprijinim pe Domnul? Și ne spune în Evrei capitolul 11 cu versetul 6, căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și răsplătește tuturor celor ce vin la El. Și auziți, căci fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Avem un singur fundament pe care stăm, dragii mei, și acesta este credința în Dumnezeu. Ei bine, spunea Domnul Iisus în Luca 18 cu versetul 8, când va veni Fiul omului, eu m-aș fi gândit că va fi spus, va găsi El rugăciuni fervente pe pământ, va găsi El lacrimi multe, va găsi El zile de post, dar auziți ce spune Domnul, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Observați, dragii mei, suntem într-o vreme acută de lipsa credinței. Noi toți mărturisim credința în Dumnezeu. Noi toți spunem că avem deplină încredere că Domnul este cu noi. Noi mărturisim aceste articole a doctrinii creștine că noi Îl credem pe Dumnezeu. Dar în practica reală, dragii mei, se pune un test și o întrebare. Cât de mult credem noi cu adevărat în Dumnezeu? Și vreau să vă spun, dacă privim foarte atent, credința noastră este foarte ușor zguduiată. Dacă priviți în 2 Timotei 3 cu 5, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cu toate că mărturisim că noi avem credința că Dumnezeu face, că El poate, că El e în cer, când dăm de o situație dificilă, deodată începem să ne frământăm și ne punem întrebarea dacă mai rămânem în picioare. Dar, dragii mei, am găsit din Sfânta Scriptură că este posibil să ne sprijinim pe Domnul când facem un lucru foarte important. 1 Cronici, capitolul 16, cu versetul 11. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, și acum auziți, căutați necurmat fața Lui. Dacă vrem să avem stabilitatea, scumpii mei, cuvântul necurmat înseamnă ceva care nu poate fi oprit. Când vei avea nevoie de Dumnezeu, precum ai de aer ca să respiri, atunci vei înțelege cu adevărat ce înseamnă să cauți necurmat fața Domnului. Și atunci te vei putea sprijini pe Domnul Dumnezeul tău. Pentru că ne-am obișnuit în momentele de criză, de greutate, de dificultate, atunci să fugim la Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, dragii mei, cât este bine și avem de toate, ne gândim la planurile noastre, la viața noastră și uităm că Domnul vrea să avem o relație constantă cu El. Acea relație strânsă cu Domnul ne ajută să ne sprijinim pe Dumnezeu în momentele de criză. Se amintea așa de frumos și aseară, și fratele Gelu menționa foarte minunat vineri seara despre această lucrare în viața lui Enoch. Enoch umbla cu Dumnezeu. Gândiți-vă ce relație avea omul ăsta că în fiecare zi umbla cu Dumnezeu, încât acel copilaș la școala duminicală într-o zi a zis, eu așa cred că s-a întâmplat într-o seară, fiind foarte târziu, i-a zis Enoch, Dumnezeului Enoch, Enoch, e târziu, nu te mai du acasă, n-ai vrea să vii direct la mine? Și Dumnezeu l-a răpit pe Enoch la cer. Ei bine, dragii mei, o umblare consecventă cu Dumnezeu ne ajută să ne sprijinim pe Domnul. O relație din când în când la criză te va băga în panică. David s-a sprijinit pe Domnul pentru că în tot timpul ăsta David compunea psalmi în care își declara credința în Dumnezeul care îl ține cu mână tare. Lăudat să fie numele Domnului! Un frate, într-o zi, fiind bolnav acasă, fiind întristat de o greutate care a trecut peste viața lui și nu putea găsi leac nici la doctor, nici la altcineva, s-a pus pe genunchi un om care de multe ori a făcut bine oamenilor săraci. S-a pus pe genunchi, s-a rugat și a zis, Doamne, nu mă vezi Tu că sufăr aici, nu mă vezi Tu că sunt în durare, dă-mi și mie un cuvânt de mângâiere. A deschis Sfânta Scriptură și a pus degetul pe Biblie și era în versetul 1 din Psalmul 41, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Fratele acesta a zis, Doamne, vezi cuvântul ăsta,
Eu l-am împlinit, eu m-am ocupat de săraci, acum împlinește-l tu pentru mine. Și fratele mărturisea că în momentul acelei rugăciuni, Dumnezeu l-a vindecat pe deplin. Dragii mei, avem un Dumnezeu care e vrednic de laudă, de cinste, de onoare, de glorie, de crezare, că în toate El este cu noi. Sprijiniți-vă tare pe Domnul, că El dă izbăvirea. Măriți să fie numele Domnului! În momentele de criză, să ne sprijinim pe Domnul. În al doilea rând, în momentele de criză, dragii mei, să căutăm călăuzirea Domnului. Ne întoarcem la pasajul nostru, versetul 7. El a zis preotului Abiatar, fiului Ahimelec, adu-mi efodul. Abiatar aduse efodul la David și David a întrebat pe Domnul să urmăresc oastea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi în totul. Dragii mei, când vorbim despre efod, era o haină preoțească, o veți găsi în Exod 28, care o îmbrăcau preoții. Ba mai mult, în această haină preoțească existau două pietre numite Urim și Tumim. Două pietre foarte ciudate, tălmăcirea lor înseamnă lumină și desăvârșire, sau integritate, sau făgăduințe. Lumină și integritate. Ne spune istoria că erau două pietre, una albă și una neagră și erau folosite de preotul în slujbă ca un fel de sorți pentru a-L întreba pe Dumnezeu. Sunt mai multe citate în care nu intrăm în această zi, dar le veți găsi în Deuteronom 33 cu versetul 8, mai apoi în Ezra 2 cu 63, în care Domnul a fost întrebat prin Urim și Tumim. Erau aceste două pietre ascunse în pieptarul efodului, iar la criză Domnul era întrebat prin sorțul acesta cu aceste două pietre. În momentul de criză, David cheamă preotul cu efodul să întrebe pe Domnul. Avea nevoie de un răspuns. Dragii mei, noi am căpătat ceva mult mai de preț, mult mai profund, mult mai adânc decât două pietre de sorți, Urim și Tumim. Noi l-am primit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și zicea Domnul Iisus în Ioan 14 cu versetul 26, când va veni Duhul adevărului, El vă va învăța toate lucrurile. Și îl avem pe Duhul Sfânt care ne călăuzește, ne spune, ne răspunde, ne învață. În momentele de criză, dragii mei, Duhul Sfânt lucrează printre noi. Noi zicem, lăudat să fie Domnul. Dar se pune o întrebare. De ce nu simțim întotdeauna călăuzirea Duhului Sfânt? Eu aș vrea când dau de o criză, atunci să-L aud pe Domnul vorbindu-mi în ureche ce să fac. De ce nu-mi vorbește Dumnezeu? De ce trebuie să aștept un răspuns la un proroc? De ce nu totdeauna am din partea lui Dumnezeu călăuzirea? Știți de ce, dragii mei? Pentru că dacă veți primi în modelul nou testamentar, Biblia cere să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu cu o experiență de stăruință, acum 40 de ani, într-o cămăruță veche în România, acolo ai primit botezul și de atunci, Doamne ajută că mergi tu în rai. Nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea plinătatea Duhului Sfânt în vasele noastre. Și asta se capătă prin reumpleri repetate în stăruinți și rugăciuni în care îl chemăm pe Domnul să vină prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Avem nevoie de o plinătate reală cu Duhul Sfânt. Și știți de ce ne lipsește plinătatea? Pentru că ne-am obișnuit să vorbim de sport, să vorbim de politică, să vorbim de economie, să vorbim și de bucătărie, vorbim de toate lucrurile, dar nu mai vorbim despre lucrările Duhului Sfânt. Ne-am obișnuit să le lăsăm pe seama unor cărți scrise de fratele Hozan și alți frați, lucrări făcute odată de Duhul Sfânt. Nu mai povestim, nu mai grăim, nu mai enunțăm lucrarea Duhului Sfânt. Dacă toată ziua am vorbit doar de lucrările Duhului Sfânt, dragii mei, mare ar fi plinătatea Duhului Sfânt în inimile noastre. Îmi doresc din toată inima Domnul să mai cerceteze biserica, să mai lase pe Duhul Sfânt la lucru. Avem nevoie de prezență a Duhului Sfânt în noi și acea plinătate, dragii mei, ne va ajuta să-L auzim pe Dumnezeu vorbind vieților noastre. Să nu-L căutăm doar în momente de criză. Duhul Sfânt vrea părtășie cu noi în orice moment al vieții noastre și mă rog Domnul să ne ajute la aceasta. În al treilea rând, avem o mare problemă atunci când ajungem în crize, pentru că nu acționăm
în baza călăuzirii. Ce să facem în vremea de criză? Să acționăm în baza în ceea ce Dumnezeu ne-a călăuzit. Versetul 9. Și David a pornit el și cei 600 de oameni care erau cu el. Au ajuns până la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David i-a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit fiindcă erau prea obosiți ca să mai treacă pârâul Besor. Știți că Dumnezeu, zice în Iov, că vorbește când într-un fel, când într-altul, dar ce se întâmplă? Omul, oamenii, nu iau seama. Domnul ne vorbește, dar noi nu vrem să ascultăm de ceea ce ne spune Domnul. Ei bine, eu mă uit la David că pornește la luptă în baza acestei descoperiri. Doamne, nici măcar nu știu unde sunt, încotro s-au dus, îs mulți, poate ne-au omorât copiii, poate nici măcar nu avem ce lua. Dar el a înțeles de la Domnul să plece în luptă că Domnul îi dă izbăvire. Și David ascultă de Dumnezeu. Dar ce se mai întâmplă? Când se schimbă circumstanțele, începem să ne clătinăm. Da, au zis Domnul, dar uite că acum nu mai e cum am crezut noi. Mă gândesc că putea să zică David, Doamne, am plecat cu 600, dar la râul Besor n-am mai putut să treacă mai departe. Numai 400, ce mă fac cu 400? Poate ies 2000, poate 3000, poate 10.000 de oameni. Ce mă fac cu 400? David a știut că dacă Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu împlinește cuvântul său. Mărit să fie numele Domnului. Nu schimbă circumstanțele, promisiunile divine, ci Dumnezeu când vorbește, Domnul împlinește. Mărit să fie Domnul. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Mă tem de multe ori, dragii mei, că de atâtea ori avem nevoie să auzim prorocii și vedenii și iar prorocii și tot nu credem. De ce? Pentru că odată ar trebui să zică Domnul și noi să fim așa de încredințați că Domnul ce vorbește, El împlinește. Mărit să fie numele Domnului. În momentele de criză să acționăm în baza călăuzirii. De multe ori îl auzim pe Dumnezeu și facem tot noi ce vrem. Și ne întrebăm după aceea, de ce nu mai vorbește Domnul? Este ca un părinte a cărui copil vine și spune, tată, te rog frumos, dă-mi un sfat, sunt într așa o criză, zi-mi ce să fac. Și părintele, în lumina vieții care a trăit-o până aici, mai mult ca și copilul, spune, uite, eu așa-ș face în locul tău. Și copilul spune, mulțumesc foarte mult și merge și face tot cum vrea el. În urma crizei mai mari, acum spune, tată, acum ce să mă fac? Ce să-i mai zică tatăl? Când ți-am spus ce să faci, n-ai vrut. Păi acum dacă spun iară, mă asculți? Așa face și Dumnezeu cu noi. Ne vorbește, trimite cuvânt și noi tot cum vrem noi facem. Atunci se pune întrebarea, de ce ne supărăm, ba pe Dumnezeu, ba pe proroci, când noi tot cum vrem noi facem? Mă rog să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim în această zi și când Domnul vorbește, să ascultăm al Domnului cuvânt. Lăudat să fie Domnul! În al patrulea rând, dragii mei, să fim atenți la circumstanțe. În versetul 11, pe câmp, au dat peste un om egiptean pe care l-au dus la David. I-au dat să mănânce pâine, să bea apă și i-au dat o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. David a zis, al cui ești și de unde ești? Eu sunt un băiat egiptean, în slujba unui amalecit și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în parte dimineață zi a cheretiților pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și am ars Ciclagul. La care David spune, vrei să mă duci la oastea aceasta? Eu mă gândesc, 600 de haiduci, hai 400 rămași acum, îl găsesc pe ăsta care a fost complice la crima din casa lor. Păi dragii mei, flămânzi, obosiți, mâniați, mai să-l omoare pe David, da, pe alții. Păi pe ăsta linșau cu mâna lor, era o pradă ușoară, nemâncat de 3 zile, bolnav, îl omorau în 2 lovituri. Dar observați ce se întâmplă. David înțelege că în circumstanțele vieții Dumnezeu trimite călăuzire. Mi-a plăcut așa de mult această expresie a fratelui Vasile Hozan, când îmi zicea odată, să știi că voia lui Dumnezeu este în cursul normal al lucrurilor. Și de foarte multe ori vrem să apară un înger să ne spună, hai să mergi pe King Street, vei lua stânga acolo, dreapta acolo și atunci ajungi la biruință. Dragii mei, nu totdeauna face Dumnezeu așa, dar prin circumstanțele vieții El ne călăuzește direct la ținta la care El vrea să ajungem. Gândiți-vă la Iosif, fiul lui Iacov.
vândut de frații lui, ajunge în casa lui Potifar, înălțat în rang înalt, acum aruncat în temniță, că o făcut ce era bine, nu ce era rău, acum i-a ridicat înapoi. Cine înțelegea voia lui Dumnezeu? Iar peste ani se observă cum Dumnezeu a vrut să scape familia lui Iacov, să ajungă Israelul în Egipt, ca mai apoi cu mână tare să-i scoată de acolo. În spate era un plan al lui Dumnezeu care se evidenția prin cursul normal al lucrurilor. Fapte, capitolul 8. Biserica din Ierusalim crește bine. Îs tari, îs bucuroși. Apostolii fac minuni nemaipomenite. Cuvântul era vestit cu multă putere. Și deodată se stârnește o prigoană de împrăștie pe toți. Dar spune versetul 5. Cei ce s-au împrăștiat vesteau cuvântul oriunde ajungeau. E bine, dragii mei, toate circumstanțele care Dumnezeu le îngăduie, dragii mei, nu sunt ieșite din control. Dumnezeu are un scop de ce le îngăduie. Întrebarea se pune, înțelegem noi scopul? În loc să ne plângem de COVID și de lockdown, mai bine ne-am pune întrebarea, Doamne, în această lună, ce ai vrea să fac pentru Tine? Poate până acum am fost prea preocupat să stau pe bancă, să ascult, să mă bucur, dar poate vrei să fac și eu ceva, Doamne, luminează mintea, ce vrei să fac pentru Tine? Că prin circumstanțele vieții, Dumnezeu vorbește inimilor noastre, ne călăuzește în direcția unde trebuie să ajungem. Mă rog, Dumnezeu, să ne ajute să înțelegem sfânta voia Sa. Și în ultimul rând, dragii mei, în momentele de criză, să fim atenți la mesajul lui Dumnezeu. Versetul 26 din pasajul citit. Când s-a întors la Țiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte. Iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrășmașii Domnului. David era uns ca împărat al lui Israel. David trebuia să fie căpetenia poporului sfânt. Și ce caută David în Țiclag pe tărâmul vrășmașilor lui Israel, în țara filistenilor? Ce caută David într-un loc în care numele Domnului nu era glorificat? Dumnezeu îl vrea pe David acasă și ca să asigure că David primește mesajul, îngăduie printr-o întâmplare nefericită să-i ardă până la pământ tot ce-a construit în Țiclag. Ca mai apoi să se mute în Horeb, să meargă înapoi la poporul său în casa lui și de acolo, din fiul lui Iuda, să ajungă pus peste tot Israelul ca împărat. De aceea a trimis darul la frații săi, ca mai apoi când s-a întors înapoi din Hebron, acolo să fie pus ca și împărat. Ei bine, dragii mei, în toate greutățile, circumstanțele, situațiile, momentele grele care apar, Dumnezeu are un mesaj pentru noi. Întrebarea se pune, înțelegem noi mesajul lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu nu te mai vrea în Țiclag, te vrea în alt loc. Poate Dumnezeu vrea să schimbi locul de muncă. Poate Dumnezeu vrea să-ți dea o slujbă nouă. Poate Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Dragul meu, ascultă mesajul lui Dumnezeu și lasă-L să-ți vorbească. Momentele de criză sunt definitorii pentru traiectoria care Dumnezeu vrea să o luăm. Dar aș vrea să rămânem cu acest gând și cuvânt, pentru anul 2021 în care intrăm, scumpii mei. David s-a sprijinit pe Domnul Dumnezeul său. În momentele de criză, eu nu știu ce va duce 2021, anticipăm cu nerăbdare că pe 23 ianuarie se va ridica această pandemie cu lockdown-ul, mai bine spus acest lockdown, și din nou vom putea reveni împreună în casa lui Dumnezeu. Nu știm dacă va fi așa, nădăjduim că așa va fi. Dacă mai durează încă o lună, dacă se mai întâmplă altceva, dacă vine valul 2.0 a unui COVID nou care apare acum din nou pe piață, dacă se întâmplă, dacă se strică, dacă cade economia, eu nu știu ce vine în 2021, dar știu un singur lucru, singurul care cunoaște viitorul este Domnul Dumnezeul nostru. Noi cântam așa de frumos, nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său, mărit să fie Domnul. Orice s-ar întâmpla, scumpii mei, orice criză va apărea în casele noastre, vreau să știu un singur lucru între noi. Biserica din Kitchener se va sprijini pe Domnul Dumnezeul nostru și El ne va scoate la liman și ne va aduce biruința ca Domnului puterea în cer și pe pământ. Amin.